Îl rog pe domnul Vasile Amisionesi să iasă la microfon. Chiar vă salut, domnul Vasile, că sunteți în sală. Bună ziua la toată lumea. Mă uit la dumneavoastră. Eu mișcarea asta o urmăresc de câțiva ani de zile. Personal, locuiesc în Moldova, sunt din regiunea Cernăuți, sunt venit în Moldova prin căsătorie. Aici am gustat foarte multe. Și ceea ce este mai trist, că multe ingrediente de care am avut parte mi-au omorât viața până peste cap. Am fost în administrație publică mulți ani, m-am săturat de administrație publică. În Moldova să fii primar este un risc. Am fost condamnat până la cea mai înaltă instanță pentru că am executat decizia Consiliului Local și am reparat oficiul primăriei. Așa ceva numai în Moldova. Eu nu sunt membru acestei mișcări, acestui partid, dar vreau să vă spun că ceea ce mai doresc în viața asta, eu am 50 de ani, ceea ce mai doresc în viața asta sau de la viața asta sunt două lucruri. Dumnezeu și unirea cu România. Atât. Observ, sunt foarte multe, sunt și partide politice, sunt și mișcări sociale, sunt organizații care pledează pentru unirea cu România. Atâta sunt de dezbinați de Doamne ferește. Mă uitam la știri, au fost, s-au comportat atât de urât polițiștii cu unioniștii care vin, fie din România, fie din alte raioane, îi tratează ca pe niște animale. M-am uitat în istorie, am analizat cu atenție istoria nemților, a germanilor. Și mi-am dat o întrebare, ce-o fi făcut nația asta de Dumnezeu i-a ajutat ca unirea lor să aibă loc și să se realizeze? Am analizat în lux de amănunte la rădăcina nației române, națiunii române din Moldova. Și mi se pare că Moldova are trei păcate pentru care Dumnezeu nu îngăduie unirea. Ascultați-mă ce vă spun. Unul din marele păcatele acestei nații este că cu prea multă ușurință i-a deschis brațele comunismului. Doi. Un alt păcat este că nu vrea să recunoască că românii sunt o națiune. Și al treilea mare păcat este că sunt atât de indiferenți. Știți ce vreau să vă rog eu azi? Pe lângă cuvinte, pe lângă vorbe frumoase, pe lângă faptul că sunteți organizați, nu știu, rostiți rugăciunea Tatăl nostru, mai rugați-L și pe Dumnezeu. Eu m-am uitat la evrei când s-au întors spatele la Dumnezeu, Dumnezeu i-a împrăștiat pe toată fața pământului. Și când evreii s-au consolidat și au început să se teamă de Dumnezeu și să-L roage pe Dumnezeu să se întregească nația, uitați-vă la ultimul lor jubileu de 70 de ani. Era o onoare. Pentru mine a fost o mândrie să urmăresc în direct jubileul de 70 de ani al națiunii evreiești. Eu mă rog la Dumnezeu ca această națiune a românilor din Bucovina, din Moldova sau Basarabia, din sudul Ucrainei, din Fântâna Albă, de peste tot, pe lângă vorbe și bună organizare, să se mai și roage ca Dumnezeu să ne ajute să înfăptuim unirea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul Vasile!